Pentru că eu când m-am, când m-au căutat și am spus, nu se poate, sunt nume acolo de jucători, n-am cum să nu fac treabă cu acei jucători. Și eu am încredere în continuare în ei, eu le-am dat mare încredere în jucători. Ai stat și 8 etape. Am în... cine? La Farul, până acum ai 7 etape sau câte? Păi am 6-le alea din și tur cu vreo 7 acum, da, vreo 13. Bun, deci da. Campionatul, dar cum se joacă practic? Acum se vede care rămâne și care vine. Acum e încins, ar fi și culmea acum să schimbe antrenorul în momentul ăsta. Da, nu s-a pus problema, nu cred că se pune problema, nu s-a pus problema. Președintele, eu am spus, domnul Bosânceanu nu cred că are nicio vină. El tot timpul a fost alături de mine, tot timpul m-a sprijinit, tot timpul m-a felicitat, m-a sunat, tot timpul a fost alături de mine. Nu, dar eu vreau să spun că acum pare că Pandurul nu face nimic la Farul, că Farul nu merge, că nu știu ce. Păi hai să o luăm așa puțin. De când vine Pandurul la Farul? Pandurul vine la Farul după Farul acasă nu dă gol cu Urziceni, Farul nu dă gol cu Ceahlău, nu dă gol acasă cu Jiu Petroșani și vine Pandurul. Nu dă gol cu Pandurul cu CFR Cluj, nu dă gol cu Pandurul cu UTA. Da? Nu dă gol în ultimele 5 meciuri, să spunem, acasă. Practic niciun gol acasă. Vine Pandurul, face pregătirea din nou cu aceia jucători, practic cu unul, altul care au venit. Pandurul dă în fiecare meci acasă gol, un gol. Deci mi se pare o trecere normală de la, adică se vede ceva, de la niciun gol la un gol, de la niciun gol la niciun gol, da, n-am reușit să fac nimica, pentru că eu chiar am spus, la meciul cu UTA n-am jucat nimic și dacă jucăm așa, nu este bine deloc. Și ai mai avut și un program dificil acum, stai și Steaua și Rapidul acasă, când se bat cap la cap. Corect, am avut, dar eu nu pun, pentru că pe partea alaltă am jucat cu FC Argeș acasă, care dacă luăm foarte greu meci, cu Vazluiu care nu pierdea de nu știu cât, la fel foarte greu, dar vreau să spun că în fiecare meci echipa mea a dat câte un gol. Adică se vede un progres. Eu cred că acum, de la niciun gol, 5 meciuri, să sărim noi la 2-3 goluri cu aceiași jucători, mi se pare că vrem să trecem peste niște etape care n-ai cum, chiar dacă aș vrea eu să trec, nu pot să trec. De ce nu bateți, domnule, ca Manchester cu 7-1? De ce nu bat? Pentru că nu vom reveni la meciul